Marius Baldovin a fost crescut în centrele de plasament pentru că a fost abandonat de părinți după numai 3 luni de la naștere. A avut o viață destul de dură, dar a reușit să răzbească toate greutățile. Acesta povestește cu tristețe cum a fost abandonat și cum a trecut prin încercări eșuate de a-și găsi părinții. Am fost abandonat la vârsta de 3 luni într-un orfelinat din Novaci. Vreau să spun că am avut o viață foarte grea pentru că eu nu cunosc părinții și nu știu cine e mamă, nu știu cine e tată. După cum știți și dumneavoastră, eu de la 3 luni până la vârsta asta tot mai stau într-un centru de plasament, pentru că eu nu cunosc părinții și nu știu nimic despre ei. Deși am făcut apeluri la organele de poliție pentru a-mi găsi părinții și rezultatul a fost nimic. Baldovin și-a trăit existența prin centrele de plasament din Gorj. Își amintește cu groază de chinul pe care l-a îndurat de-a lungul anilor. Marius afirmă că cei mari îl băteau, îi furau mâncarea și îl puneau să cerșească. Pot să vă spun despre copilăria mea că copilăria mea a fost zdrucinată, pot să spun. Pentru că uneori luam bătaie de la copiii cei mari. Dar cu sufletul împăcat eu am uitat toate necazurile. Când eram copil mic, îmi luau mâncarea din față, pur și simplu mă trimiteau la cerșit, pot să spun, nu mi-e rușine ceea ce am fost, pentru că eu când eram foarte mic mă duceam la un complex, era un complexul nostru aici lângă noi, la Vădeni și cerșeam, pentru că trebuia să-mi câștig pâinea, trebuia să-mi câștig pâinea, pentru că cei mari când aveam mâncarea la cantină, când eram toți, săreau pe pâine, pe toate alea și îți dai seama că plângeam, era trist pentru mine. Dorul de părinți și nevoia de a avea o familie l-a făcut pe Baldovin să scrie versuri care să-i exprime tristețea și nevoia de o familie, familie pe care nu a cunoscut-o niciodată. Da, așa este, am scos melodia asta pentru că de fiecare dată, nu știu dacă ați văzut voi, eu mi-am scos melodii dor de mamă, surioară, sora mea, unde ești copilărie, pentru că în ăștia mă găsesc eu, melodiile ăștia. De aceea am și făcut, poate și publicul care mă place se regăsesc în melodiile mele. Marius Baldovin și-a făcut loc în lumea muzicală, însă acesta mai este și un cunoscut personaj controversat în lumea mondenă, fiind implicat în numeroase scandaluri.